Cine a construit Sfinxul și în ce scop? Care este vechimea lui? Este el contemporan cu piramidele din platoul de la Gizeh? Ce simbolizează structura sa hibridă om-leu? Oficial se consideră că Sfinxul are o vechime de 4500 de ani și datează din epoca faraonului Khepren, anul 2500 înainte de Hristos. Descoperirile și cercetările realizate în ultimii 20 de ani contrazic concluziile egiptologiei clasice. Științe noi, precum geologia, arheoastrologia și astrobiologia, aruncă o lumină nouă asupra unei enigme care dăinuie de mai multe milenii. În plin deșert, Sfinxul a fost erodat de ploi torențiale. John Anthony West, un cunoscut egiptolog independent, a stabilit că eroziunea Sfinxului s-a datorat nu nisipului și vântului, așa cum s-a considerat multă vreme, ci ploii. El a ajuns la această concluzie pornind de la observația că eroziunea rocilor din structura Sfinxului a fost realizată pe verticală. Și totuși, Sfinxul este situat în plin deșert, unde de mai bine de 9000 de ani nu a mai plouat. Descoperirile și concluziile lui West au fost prezentate pe 7 februarie 1992, cu ocazia Congresului Anual al Asociației Americane pentru Promovarea Științelor, în fața 247 de cercetători. Prezentarea sa i-a convins pe geologi, dar a ridicat puternice rezistențe din partea egiptologilor. Cercetările lui West au fost continuate de către Robert Scotch, doctor în geologie și geofizică la Universitatea din Boston. Studiile sale minuțioase l-au condus la aceleași concluzii. Eroziunea care apare în structurile vechi ale Sfinxului se datorează nu vântului și nisipului, ci apei. Este singurul monument din platoul de la Gizeh care a suferit o eroziune de acest gen. Concluzia ar fi că Sfinxul datează dintr-o epocă mai înaintată în care aceste ținuturi aveau un climat temperat. Conform afirmațiilor doctorului Scotch, Sfinxul nu poate fi contemporan cu piramidele. Cu siguranță precede cu mai multe milenii civilizația egipteană. Climatologie și constelația leului. John Kusbach, paleoclimatolog la Universitatea din Wisconsin, a realizat cu ajutorul computerului o modelare climatică a zonei și apoi a comparat rezultatele cu datele geologice din teren. Datorită studiilor sale, se cunoaște la ora actuală faptul că în urmă cu 10.000 de ani, în regiunea în care se află Sfinxul, precum și într-o mare parte din Africa, ploua regulat și erau lacuri întinse. Dacă ne bazăm pe această informație climatologică, reiese că Sfinxul datează dintr-o perioadă preegipteană. Pe de altă parte, dacă a fost construit aproximativ în anul 10.500 înainte de Hristos, în acea epocă în fața sa răsărea exact constelația leului. Conform studiilor efectuate de către arheoastrologi, acest monument pare să fi fost o reprezentare a unui leu care era orientat către proiecția sa de pe cer. Dar cum este posibil ca Sfinxul să fi fost construit la acea vreme, după reguli și cunoștințe astronomice de o asemenea precizie, când civilizația umană era de-abia la începutul epocii fierului? Capul și corpul Sfinxului. Examinând mai îndeaproape Sfinxul, lucrurile se complică tot mai mult. Capul se află într-o stare mai bună decât corpul și este mai mic din punct de vedere proporțional. Ținând cont de mărimea labelor din față și trasând proporțiile reale, se obține un monument mult mai mare. Să fi fost capul Sfinxului cioplit de mai multe ori de-a lungul vremii? Aceasta arată din nou că Sfinxul nu avea cum să fie construit în timpul faraonului Khepren. Cel mult a fost restaurat atunci. Ce reprezintă atunci în realitate capul Sfinxului? Versiunea oficială susține că ar fi vorba de capul faraonului Khepren.
inspectorul Frank Domingo de la poliția din New York, expert în identificare judiciară, recunoscut la nivel mondial, a studiat atât capul Sfinxului, cât și pe cel al unei statui care îl reprezenta pe faraonul Khepren pentru a afla dacă cele două morfologii concordă. Concluzia sa a fost categorică. Morfologia capului Sfinxului este foarte diferită de cea a statuii lui Khepren. Ochii, forma capului, profilul, gura și bărbia sunt diferite și de morfologia rasei albe mediteraneene. Contrar așteptărilor, Sfinxul reprezintă un faraon de rasă neagră. Această descoperire poate explica de ce nasul și o parte din buzele Sfinxului au fost distruse. În perioada dinastiilor egiptene în care au domnit faraoni aparținând rasei albe, este posibil ca aceste elemente negroide din înfățișarea Sfinxului să fi fost distruse. Era o manieră de a se asigura că nicio ființă de rasă neagră nu va revendica titlul de faraon. Mai mulți conducători ai Egiptului s-au folosit de Sfinx în scopuri politice, restaurându-l și sculptând capul pentru a semăna cu propria lor efigie. Pentru civilizația egipteană, Sfinxul era un mare mister, când înfricoșător, când urât, când admirat pentru că data dintr-o epocă ancestrală și ar fi putut să eclipseze întreaga putere a faraonului. Templul Sfinxului. Templul Sfinxului a fost construit din blocuri de piatră care cântăresc fiecare în jur de 200 de tone. Suprafața blocurilor de piatră este perfect netedă, iar blocurile au fost fixate la milimetru. Cum a fost posibilă în epoca fierului asamblarea unor asemenea blocuri? În zilele noastre, pentru a ridica și a poziționa cu precizie un obiect de 200 de tone, sunt necesare între 5 și 6 săptămâni de pregătire, utilizându-se cele mai puternice macarale din lume. Pentru a așeza un al doilea bloc de piatră de 200 de tone, ar mai fi necesare încă alte 5 săptămâni de pregătire. Utilizând tehnologia actuală, ar trebui circa 500 de ani doar pentru a poziționa 5.000 de blocuri de acest gen. 500 de ani fără a lua în calcul timpul necesar cioplirii și extracției unor asemenea mastodonți. Ce să mai vorbim despre monumentele din platoul de la Gizeh, care conțin fiecare până la 2,5 milioane de blocuri de acest gen? Doar o tehnologie avansată ar fi permis construirea lor. Toate structurile antediluviene prezintă această caracteristică. Asamblarea de blocuri gigantice este o constantă, așa cum putem constata și în cazul situlului arheologic submarin descoperit în 1997 în largul Japoniei, precum și structurile din insula Paștelui. Previziunile lui Edgar Cayce. Cu 60 de ani în urmă, Edgar Cayce a prezis că sub Sfinx va fi descoperită o încăpere în care se găsesc arhivele unei civilizații antediluviene mult mai avansate din punct de vedere tehnologic decât a noastră. În 1992 au fost făcute publice analizele seismografice ale zonei situate sub Sfinx. Ele indicau faptul că o cavitate de 5 metri pe 9, săpată în piatră, exista chiar în locul prezis de Cayce. La momentul actual, încă se mai descoperă astfel de cavități, existând o adevărată rețea subterană sub platoul de la Gizeh. Unii afirmă că Sfinxul ar ascunde intrarea într-un vast oraș antediluvian subteran numit Gigal. Realitatea se aseamănă din ce în ce mai mult cu cele mai fantastice mituri. Simbol al inteligenței care are acces la mecanismele forțelor naturale și cosmice, Sfinxul ar putea fi foarte bine gardianul cunoștințelor care dezvăluie originea ancestrală a umanității. De unde provine însă această știință?
astronautul Edgar Mitchell consideră că dacă geologia stabilește că Sfinxul este mult mai vechi decât se consideră la ora actuală, va trebui revizuită întreaga concepție despre ultimii 100 de ani de civilizație umană. Cu ocazia unei conferințe susținute în 1992 la sediul Națiunilor Unite din New York, cercetătorul Richard Hoagland face afirmații care merg chiar mai departe. Prezentând imaginile înregistrate pe planeta Marte în 1976 de sonda Viking, Hoagland atrage atenția asupra existenței unei fețe pe suprafața acestei planete. Această imagine nu este rezultatul unor jocuri de lumini, ci este în procent de 99% o reprezentare intenționată a unei creaturi. La Gizeh, Sfinxul este reprezentarea hibridă a omului leu, simbol al inteligenței și al forțelor naturale. La fel stau lucrurile și pe Marte. Hoagland a împărțit în două imaginea feței de pe Marte. Copiind simetric jumătatea din dreapta, se obține o imagine antropomorfă. Copiind simetric jumătatea din stânga, se obține un cap de leu. Avem de-a face din nou cu aceeași ființă hibrid om-leu. O oglindă cosmică, un ecou marțian al Sfinxului de la Gizeh. Hoagland susține că fața de pe Marte are o jumătate de milion de ani. Să fie ea un alt mesaj al civilizației antediluviene care popula Terra în urmă cu sute de mii de ani? Dacă Sfinxul este ultima dovadă tangibilă a acestei civilizații, atunci el trebuie să fie extrem de vechi. În 1996, cu ocazia unei conferințe la Universitatea din Bradford, David Percy, directorul european pentru misiunea Marte, stabilea vârsta Sfinxului la 247.000 de ani. Ce a mai rămas din acea epocă? Dacă au existat tehnologii mai avansate decât cele din ziua de azi, de ce nu au fost găsite utilaje, mașini, planuri, obiecte zburătoare, sisteme antigravitaționale sau de excavație ieșite din comun? Unii spun că din cauza unor calamități terestre care au distrus totul. Acest răspuns nu este totuși plauzibil, pentru că au fost găsite schelete de dinozauri care datează din perioade mult mai vechi. Alții susțin că avem o concepție limitată despre ce înseamnă tehnologie. Cu cât o civilizație este mai avansată, cu atât tehnologia de care dispune este mai puțin perceptibilă și mai în acord cu legile și principiile universale. Răspunsul ar trebui deci căutat într-o cunoaștere în care știința și spiritualitatea fuzionează. S-a vorbit despre utilizarea Merkabaului pentru a construi aceste monumente gigant. Etimologic, Merkaba înseamnă câmp luminos, mer, spirit, ka, și trup fizic, ba. Unirea celor trei generează un sui generis vehicul care poate transporta atât trupul fizic cât și mintea dintr-o lume în alta. Merkaba este alcătuit din două piramide suprapuse, una cu vârful în sus, alta cu vârful în jos, care se rotesc în jurul individului pe aceeași axă, dar în sensuri opuse. Activat și accelerat până se atinge un prag luminos, Merkaba scoate individul de sub incidența constantelor fizice ale mediului înconjurător. Trupul nu se va mai supune legilor gravitaționale, iar spiritul va pilota această navă spațială individualizată, putând să călătorească la voință, de exemplu, de pe Marte pe Terra. Rasa descrisă de Richard Hoagland, a cărei imagine apare în jumătatea antropomorfă a Sfinxului de pe Marte și în forma primară negroidă a Sfinxului de la Gizeh, a putut utiliza acest tip de transport interplanetar. Aceasta ar fi cauza pentru care nu există urme ale acestui voiaj, nici rachete, nici farfurii zburătoare, nici baze pentru lansare sau centre de control.
dacă această spiritualitate tehnică sau știință spirituală nu se supune constantelor fizice spațiu-timp pe care le cunoaștem, atunci excavația, transportarea blocurilor de sute de tone și construcțiile gigantice au putut fi realizate cu ajutorul ei. Generarea unui câmp antigravitațional sau modificarea structurii intime a materiei pentru a o ciopli după voie nu lasă deloc sau aproape deloc urme tehnologice. Singurele dovezi vizibile sunt operele titanice, precum Sfinxul. Suntem atât de atașați de realitatea materială încât am uitat de potențialul nostru infinit. Căutăm să facem cu ajutorul unor tehnologii materiale ceea ce spiritul nostru ar putea face cunoscând și utilizând legile cosmice universale.